Două tone de alimente și un clopot de 330 de kilograme au fost dăruite marți 25 iulie 2023 episcopiei de Bărți din Basarabia. Darurile au venit din partea mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Din delegația care a trecut prutul au făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, protosinghelul Iorest Gora, secretarul mănăstirii Hadâmbu, părintele Emanuela Petrei, parohul parohiei Urșița Mironeasa, județul Iași, și părintele Nicolae Tverdostup de la parohia Romanovca din Arhiepiscopia Chișinăului. La orele dimineții, la un centru comercial din Bălți, s-au cumpărat următoarele produse alimentare neperisabile: ulei, zahăr, mălai, făină de porumb, hrișcă și orez. Apoi, alimentele au fost transportate la sediul Episcopiei de Bălți, unde au fost descărcate. Aici, delegația a fost întâmpinată de preasfințitul părinte Antonie, episcopul de Bălți. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a menționat că acțiunea filantropică s-a organizat pentru ajutorarea persoanelor nevoiașe din Episcopia de Bălți. Vă mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această binecuvântare, că am reușit să revin din nou, spun din nou, fiindcă am fost și în postul Paștelui și ne străduim ca de fiecare dată, din puțin în trimis de Bunul Dumnezeu, în Sfânta noastră mănăstire. Și când o spun nu numai la credincioși, ci la fiii mei duhovnicești, de data aceasta am o mare bucurie, fiindcă unul dintre fiii mei duhovnicești a donat, să spun, o sumă mai mare să reușesc să iau aceste două tone de alimente și ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să aducem și al doilea clopot care este necesar și trebuie în episcopia noastră de Bălți. Îmi dau seama că nu ușor este Preasfințitului, dar să nu uităm că Preasfințitul, înainte de a se gândi la Preasfinția sa, se gândește la cei sărmani. Și dacă mă reîntorc în anii trecuți, când am redeschis mănăstirea Hadâmbu, am cam trecut prin aceeași încercare, să spun, foarte, foarte greu, neavând chiar nimic, nu numai unde să-mi plec capul, ci nici alimente, nici puțini care veneau și aduceau ceva la mănăstire. Ori eu am păgăduit mai încet Domnului că toată viața mea, cât voi trăi, cu ajutorul Dumnezeu, voi sprijini Episcopia de Bălți și nu numai Episcopia de Bălți. Știți bine că cu ajutorul Maicii Domnului mergi prin țară la noi, adică în România, nu numai în Moldova sau Basarabia. Ce-mi trimite Bunul Dumnezeu și mă trimite, unii mă trimite, acolo merg și unii simt că este nevoie și sunt destule cazuri, foarte mulți copii nevoiași, foarte multe familii numeroase. Și aici la Bălți am găsit totuși la Preasfințitul ceva aparte, fiindcă face această caritate de când a preluat Episcopia de Bălți și mă bucur că Preasfințitul se gândește la cei care au nevoie de sprijinul nostru a Preasfinției sale. Și am făgăduit Maicii Domnului că mă voi duce prin parohii cu un clopot și aici am ajuns cu al doilea clopot. Clopotele acestea sunt făcute la Moscova, deci primul are 130, acesta care l-am adus astăzi are 330 de kilograme. Și m-aș bucura din suflet să fie puse acolo unde se va începe noua catedrală a Episcopiei de Bălți. Părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți, a arătat recunoștința față de mănăstirea Hadâmbu pentru alimentele oferite ce vor fi de mare folos pentru activitatea social-filantropică a Episcopiei de Bălți. Desigur că orice ajutor este binevenit atunci când vine dintr-o inimă mare și pentru persoane care într-adevăr duc lipsă, dar în mod special spre acest ajutor putem să vorbim și să spunem lucruri într-adevăr ieșit din comun, pentru că vin să ajute nu zeci, dar sute de familii, suplinind cumva sau în unele case chiar neavând alte produse pentru masa de zi cu zi. În acest context, desigur că trebuie să mulțumim părintelui stareț Nicodim Gheorghiță de la mănăstirea Hadâmbu pentru faptul că de fiecare dată vine să completeze, ca să spunem noi așa, depozitul Episcopiei de Bălți, depozitul de produse alimentare, iar ulterior noi să putem să reușim să ajungem prin cadrul centrului renale pentru școli și alte
instituție, să ajungem în casele oamenilor nevoiași. Ne bucurăm și ne rugăm Bunul Dumnezeu să dea și în continuare Părintelui Nicodim Gheorghiță de la Mănăstirea Hadâmul să dea putere multă și să ne poată și în continuare ajuta, desigur, cu aceste produse. Dacă sunt importante sau nu, noi vedem de pe chipurile oamenilor care le primesc și acest lucru ne încurajează și mai departe să mergem și să facem această lucrare binecuvântată de Dumnezeu. Preasfințitul Părinte Antonie a amintit că a devenit o tradiție ca Mănăstirea Hadâmbul să organizeze acte de binefacere în Episcopia de Bălți. Am avut parte de o nouă binecuvântare din partea Părintului Stareț Nicodim de la Mănăstirea Hadâmbul, care în dragostea lui nețărmuită pentru Basarabia a mai făcut un drum la Bălți și a adus în dar peste 2000 de kilograme de produse alimentare. Produse care vor fi transformate în pachete alimentare pentru familii nevoiașe din nordul Republicii Moldova, deci din spațiul Episcopiei de Bălți. Trebuie să menționez că nu este prima jertfă a Părintelui Stareț Nicodim de la Hadâmbul pentru Episcopia de Bălți, pentru românii din Basarabia. El a vizitat și alte eparhii din acest spațiu, dar la Bălți în ultimii 4-5 ani este frecvent, prezent, 2-3 ori pe an cu cantități mari de produse alimentare, produse care, repet, ajung în familiile nevoiașe, care produc mare bucurie și mare binecuvântare pentru familiile respective. Trebuie să mai amintim aici că Părintele Nicodim astăzi a adus și un clopot, este vorba de cel de-al doilea clopot, dar făcut Episcopiei de Bălți, un clopot peste 300 de kilograme, care îl vom așeza la paraclisul episcopal din strada Burebista 10, pe care urmează să-l ridicăm cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Trebuie să mai menționăm că Părintele Nicodim a făcut un dar mare Episcopiei de Bălți, și anume copia icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hadâmbul, care se află la Mănăstirea Chirilohca și care deja se simte lucrarea acestei icoane în spațiu respectiv. Foarte multă lume vine, se roagă acestui chip și nu puține sunt mărturiile că rugăciunea înălțată către Maica Domnului în fața acestei icoane a fost auzită de Maica Domnului și a răspuns în felul acesta, producându-se sau înfăptuindu-se și minuni. Avem asemenea mărturii și noi ne bucurăm că Maica Domnului, prin această rânduială frumoasă a Părintului Stareț, a ajuns, sau icoana Maicii Domnului la Hadâmbul, copia a ajuns și în spațiul Episcopiei de Bălți, la Chirilohca. Mulțumim Părintului Stareț pentru dragostea lui pentru Basarabe, în general noi o singură dată am menționat acest lucru. Părintele ne-a cuprins cumva, ne-a luat inima sa, a luat întregul acest pământ al Basarabei, care este un pământ românesc, un pământ înstrăinat, nedrept în istorie, în o singură dată, și prin aceste gesturi frumoase de frățietate, de dragoste, care le arată Părintele Stareț, Părintele Nicodim, apropiem Basarabia de patria noastră, România. Trebuie să mai menționez că
prin faptele sale, Părintele Stareț este inegalabil. Deci nimeni nu l-a egalat până la acest moment prin gesturile sale filantropice, prin gesturile sale frățești pline de dragoste pentru Basarabia. Sunt sigur că prin asemenea gesturi, prin asemenea fapte, basarabienii noștri, care așa a fost istoria noastră vitrig în acest spațiu, ne-a îndepărtat cumva de România, ne-a îndepărtat de țara noastră, dar prin aceste fapte reușim să-i aducem pe basarabeni mai aproape de România, să-i luminăm, să înțeleagă că frații lor adevărat sunt peste Prut și doar fratele tău cel adevărat te va înțelege la vreme de necaz. Ceea ce se și întâmplă astăzi, când noi, cei din Basarabia, întâlnim anumite greutăți de ori material și anume părinții de peste Prut și, în mod special, părintele Nicodim, cel care pui inima sa, că este doar dragoste pentru Basarabia, face aceste gesturi ani la rând. Trebuie să mai menționăm aici și o familie cu 5 copii care în viața lor n-au avut casă. Anul trecut, la fel, cu ajutorul părintelui Stareț, am reușit să-i cumpărăm și o casă. Deci faptele părintelui Stareț, frate, doar ca să arate încă o dată că peste Prut sunt frații noștri, frații noștri care ne iubesc, frații care ne ajută și în felul acesta noi avem această datorie, pe de-o parte, să înțelegem cine sunt frații noștri sau cei mai apropiați de noi, cei care sunt deschiși ca să ne sprijine și să ne ajute în momente de încercare și, bineînțeles, să descoperim, să înțelegem ce avem noi de făcut ca împreună acest spațiu, împreună cu locuitorii lui, să revenim în spațiul nostru românesc, spațiul nostru firesc, așa cum ne-a lăsat Bunul Dumnezeu. Darurile oferite de Mănăstirea Hadâmbu vor fi distribuite în perioada următoare către oamenii aflați într-o situație materială precară din Episcopia de Bălți. De asemenea, clopotele dăruite vor răsuna la sediul Paraclisului Episcopal din Bălți.